pentru bunul mers al procesului de vaccinare, autoritățile vor pune la dispoziția cetățenilor o caravană de imunizare. Prefectul Corneliu Răducan Morega spune că va fi stabilit un grafic pentru ca gorjenii care vor să beneficieze de vaccin să se poată imuniza. Fac și pe această cale apel la primarii tuturor comunelor din județul Gorj. Eu am discutat cu dumnealor și personal cu o parte, cu restul o să le trimit invitații oficiale. Rugămintea mea la dumnealor este ca în cadrul primăriilor să se întocmească liste cu toate persoanele din localitate dornice de vaccinare, astfel încât Prefectura Gorj, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, să efectueze acele caravane mobile care se vor deplasa din comună în comună. În funcție de numărul doritorilor care doresc să se imunizeze, noi vom stabili un traseu astfel încât să se știe la ce oră și între ce ore va ajunge caravana în comunele respective. Campania ar putea debuta peste 2 săptămâni. Cred că acțiunea va începe peste 2 săptămâni și va fi un traseu continuu, în sensul că se vor fi grupate câte 4-5 comune care sunt în aceeași, 4-5 comune vecine. Se va face traseu, se va anunța la sediul primăriei, se vor vaccina persoanele dornice și sperăm să fie cât mai multe aceste persoane care dorim să se vaccineze. În Gorj s-au vaccinat până în prezent 108.055 de persoane.